atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt o simplă fată. Sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt o simplă fată. Desigur, cotoranța m-a pus la treabă, m-a pus să ud merele astea, zicea ea că, ci că sunt bune merele, însă eu le-am mirosit și mi-am dat seama că sunt mere îngrozitor de otrăvitoare. Oare cotoranța le poate mânca? Sincer, nici nu știu, dar nici nu mă prea interesează. Asta este, frate, mă apuc să dau apă. Oh, cotoroanțo, ce faci, ai venit? Tocmai despre tine vorbeam, vorbești de lop și lopoi aici. Undini, iubire, astăzi am o veste îngrozitoare pentru tine. Sunt sigură că o să-ți placă. O să mergem la sora mea, la Slendrina, pentru că vreau ca Baby Granny să-și cunoască mătușica. Bineînțeles, și tu o să se cunoști cu nata. Ai emoții? Sper că ai emoții, că altfel te crăp, ai înțeles? Haide, Baby Granny, unde ești? Să merge să-ți cunoști mătușica îngrozitoare. Sunt sigură că o să-ți placă de ea, pentru că este atât de înfiorătoare. Abia aștept să-l cunoască și iubirea vieții mele, Houdini, să-l cunoască pe... Oh, nu, dar Granny, încă un neam de-al tău dubios la care vrei să mergem. Aoleo, bine, fac orice pentru Baby Granny să-și cunoască mătușica. Altfel, nu veneam. Pentru tine, cotoroanțo, nu veneam, că ești dubioasă. Uite adresa. Stai puțin să pun pe telefon. Stai așa să caut telefonul în buzunar, așa. Îți dau un mesaj. Da. Gata, l-am primit mesajul. Păi stai puțin, e pe lângă... Da, cred că știu cu ce mergem. Pe jos, că e aproape, cotoroanțo. E pe lângă ăsta, cum îi zice, Spitalul Groazei. Zici că e chiar acolo, că suntem mulți, vin și vecinii, muhahaha. Haideți cu toți atunci să mergem să o cunoaștem pe mătușica lui Baby Granny, pe Slendrina. Chiar aici așa arată undeva, deci nu în dreapta, cum ar veni lângă Spitalul Groazei, e puțin mai în față, ci că undeva în pădure, așa mi-arată mie pe telefon. Zic bine, Granny? Bă, dar ce viteză ai? Tu ai viteză mare! Ce ai făcut? Ai alergat de dimineață? Ai făcut jogging? Bași jogging dimineața? Da. Stai așa să vedem. Pe aici... Cred că... și uite Spitalul Groazei, deja se vede Spitalul Groazei, și zice GPS-ul că undeva în față ar fi... văd ceva acolo, Doamne, am trecut de atâtea ori pe acolo și n-am văzut casa. Cred că am fost orb sau nu știu, nu pot să-mi explic. Aici este, uite aici în față este Slendrina, mătușa lui Baby Granny. Da, uite aici mi-arată GPS-ul. Doamne, dar ce casă dubioasă! Oh, nu pot să cred, sunt bostani din fricoșători și din astea, Doamne, astea sunt niște semne ca să nu intri. Aoleo, dar unde este Slendrina? Cred că am văzut-o aici. A dispărut! Soro, hai afară, unde este Slendrina? Cred că am văzut-o, dar a dispărut dintr-o dată, unde m-a adus Granny? Hai afară că te crăp, oh, nu! Aoleo, haide sora lui Cotoroanță, unde ești? Mamă, ce îngrozitoare e! Hai afară să te vadă lumina, că zici că nu te-a mai văzut lumina de 70 de veacuri. Hai afară! Haide sora afară! Ți-e frică să ieși afară? Ți-e frică de lumină? Aoleo, că m-a speriat, Doamne, că era să cad! Mamă, și-a ieșit așa în flăcări! Doamne! Haide, că ea era cea fotogenică în poze, pe bune, fotogenică, ia uite-te la fața ei, auzi că fotogenică, sora mea, da, e cea faină, Doamne, dubioșenie, gata, da, pisica, ți-a mâncat limba sau de ce nu vorbești, că parcă nu prea zici nimic. Hai, soro, intră înăuntru, că mi-a luat masă mișto din aia la rețetă.
reducere. Ultimul răcnet. Hai că am făcut și o ciorbă de-asta de ciula mea, toucăniță, sau cum se zice, ciula mea, nu? Ciula mea, așa, așa, că nici nu știu, am văzut rețeta pe net. În fine, haide înăuntru, haide că vă aștept. Uite, aici am și un pătuț de bebeluș, abia aștept să vină bebelușul meu drăguț și scump și îngrozitor. Să arată că nu te-am mai văzut, te-ai ajuns bine pe picior mare, ai și soț, ai și o îngrozitoare mică. O duci bine, o duci rău, n-ai ce să zici, te invidiază lumea, am auzit prin sat că toată lumea te știe de îngrozitoare, te intrați cu toții, haideți, 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 că au fost și alții ca voi înainte, acum sunt în ciulava, luați loc și mâncați, să vă pun și niște... Hai să... Doamne, ce casă îngrozitoare, nu vine să cred, cu lavă la ușă, cine își pune lavă la ușă, băi, ce faci, tu vrei să-i faci direct supă pe toți, să-i mănânci pe toți, doamne, deci nu vine să crezi, Lendrino, doamne, se vede că ești neam cu îngrozitoare asta de sorta, cu Granny, deci nu-mi vine să cred, ia uite-te și tu aici. Prește și că la sora mea îi place supa. Păi văd că îi place că și-o pus direct lavă în loc de prești la intrare. Aoleo. Și pătuți cu bebeluși? Ce pătuți cu bebeluși dacă tu nu ai bebeluși? Nu ți se pare că ești cam dubioasă așa puțin? Adică totuși. Muhahahaha. Da, 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 da. Și mai ai și etaj gen. Adică poți să te urci la etaj sau care-i treaba? Oh, ia uite care aici un etaj. Păi, nu ne faci prezentările la întreaga casă, măcar dacă tot am venit până aici, sau care treaba? Și că hai să-ți arăt casa lui Sormea, zice Granny. Bine, cotoroanțo, hai să vedem. Hai să-i arătăm Slendrina casa. Păi ce, hai de unde să mergem? Unde să mergem? Stai puțin, mamă, și dulap din ăsta așa. Doamne, e super dubios aici. Pe unde trebuie să mergem, cotoroanțo? Pe aici? Pe aici, pe sus? Oh, ce cu celulele este aici? Doamne, dar tu ții prizonier aici, Slendrino? De ce ai celule în casă? Nu ți se pare că ești un pic cam prea dubioasă? Ce e aici, Granny? Ce e? De ce ai intrat acolo? Ia zi. Îți place cum e acolo sau care-i treaba? Oh, Doamne, intră să vezi. Păi și de ce să intru? Stai puțin. Dar nu faci nimica, da? Nu faci nimica, cotoroanțo, bine? Promiți că nu faci nimica? Da? Pinky promis? Da, 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 bine, bine atunci, așa că da, vecine, intră să vezi. Doamne, ce mi-ai făcut Granny aici? M-ai închis aici, de ce m-ai închis aici? Desfă ușa! De ce m-ai băgat în celulă? Stai puțin, cotoroanțo! Hai să zic ceva, ea spune! Oh, nu, scoate-mă de aici, cotoroanțo! Vreau să mă transform în adevăratul Houdini!